Lucrarea a văzut lumina tiparului la editura Christian Plus Art și este structurată în două părți. Prima, Mărturii în oglindă, este scrisă într-o manieră jurnalistică și conține 29 de interviuri cu oameni care au contribuit la dezvoltarea comunei. În a doua parte, intitulată Lada de zestre a comunei Muiereasca, repere monografice, fostul senator și deputat Emilian Frâncu a adunat o serie de informații despre localitate. Ca o reacție novatoare, autorul nostru vine cu o nouă perspectivă, și anume nu numai perspectiva obiectivă, aceea care reflectă canonul academic, sacrosanta neutralitate și obiectivitate științifică, fără de care, desigur, dacă derapăm, coborâm în amatorism, în diletantism. Deci, păstrând acest standard al neutralității, al obiectivității științifice, care guvernează partea a doua cărții, în prima parte, dumnealui vine cu această inovație, și anume, sigur, nu este nimic nou, interviul nu se practică de atâta vreme, dar într-o monografie în care ai o jumătate de carte cu tratarea științifică, obiectivă a subiectului, vii cu o suită de interviuri ale unor oameni ai locului sau oameni care au fost legați de locul de Muiereasca, vii cu punctul lor de vedere, subiectiv, bineînțeles. Este o carte, document pentru localitatea noastră, eu așa consider, pentru că orice localitate trebuie să aibă o carte care să, în care să fie cuprinse absolut toate evenimentele care se petrec, istoria localității, evenimentele sociale, economice care se petrec și absolut tot. Cred că odată cu lansarea acestei cărți, acest lucru s-a putut realiza și rămâne o carte document pentru Comuna Muiereasca. Eu încă o dată îi mulțumesc domnului Emilian Frâncu pentru acest lucru și am toată considerația pentru dânsul. Vreau să vă spun că a făcut-o din prietenie pentru mine și pentru, din dragoste pentru Comuna Muiereasca. Practic, pe administrația publică locală nu a plătit niciun leuț pentru acest efort. A fost voința dânsului, a fost, așa a înțeles dânsul să-și arate dragostea față de locuitorii din Comuna Muiereasca. Și oricând este binevenit acolo și dumneavoastră și toată lumea. Am muncit strict la carte un an de zile. Despre Muiereasca studiez cam de 6 ani de zile de când lucrăm împreună, un colectiv, la acele mini-rezumate monografice care au făcut ca această, zic eu, carte de mare forță, pe care cu bucurie cred că o veți primi cu toții în casele dumneavoastră peste aproximativ o jumătate de lună, așa, își va lua zborul spre bibliotecile din țară, din familiile dumneavoastră. Ce aș dori să vă spun totuși, chiar dacă nu voi intra în detaliile cărții. În primul rând, e de datoria mea să mulțumesc unor oameni de suflet. În primul rând, celor care au spus aici cuvinte atât de frumoase despre mine și despre carte. În al doilea rând, să le mulțumesc muiereștenilor care mi-au prilejuit realizarea acestei cărți și care, prin interviurile acordate, au făcut cumva ca această carte să aibă mai multă culoare, să aibă elemente de amintiri extraordinare. Vă sugerez, doar așa vă deschid puțin interesul, să răsfuiți cartea și să vă opriți la câteva lucruri absolut inedite.
veți descoperi, de exemplu, lucruri noi, nu s-au mai spus, despre fuga lui Paceva. În perioada 1977, Ion Coman era ministru de interne și cineva din Moereasca, respectiv Augustin Verzescu, era șofer. El era la armată, dar șoferul ministrului de interne era în concediu și a făcut el, l-a înlocuit. Ei, se povestește cum în acea perioadă a apărut acel eveniment și Ion Coman i-a spus așa: Verzescule, vezi că în foarte scurt timp vin la voi, la Vâlcea. Deci știa că acea fugă va genera din partea lui Ceaușescu o decizie de destituire. De asemenea, iarăși, ce aș dori să vă mai spun, care mie mi se pare important, și anume că Mănăstirea Frăsinei, despre care am vorbit într-un capitol aparte, a fost tot timpul un centru de iradiere a Ortodoxiei. Nu numai din punct de vedere spiritual, ci și material. Monografia a fost lansată în Comuna Măiereasca în data de 12 februarie, în contextul în care pe 13 februarie s-au împlinit 449 de ani de la prima atestare documentară a localității. Lucrarea a fost lansată și la Râmnicu Vâlcea marți 21 februarie. Evenimentul de lansare a fost găzduit de Arhiepiscopia Râmnicului.